Detașamentul de pompieri Bârlad a intervenit azi noapte cu 4 autospeciale de stingere cu apă, o ambulanță Smurt tip B2, un ofițer și 18 subofițeri pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit într-un spațiu comercial dezafectat din municipiul Bârlad. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta prin ardere generalizată și exista pericolul de propagare a flăcărilor și la construcțiile învecinate. Pompierii militari au acționat pe două sectoare de intervenție, primul pentru stingerea focarului principal, cel de-al doilea pentru protecția bunurilor aflate în pericol. După aproximativ 2 ore de luptă cu flăcările, incendiul a fost lichidat în limitele găsite. Nu au existat persoane rănite. Au ars aproximativ 90 de metri pătrați construcție pe schelet metalic. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurt circuit electric.